Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost rănit după ce mașina pe care o conducea a ieșit din decor pe DJ713 Transbucegi, în zona cabanei Dichiu. Evenimentul rutier a fost consemnat de Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, care a deschis un dosar penal. La data de 22 februarie, polițiștii din Caruș, poliției orașului Fieni, au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza localității Moroieni s-a produs un accident de circulație. Echipa de cercetare s-a deplasat la fața locului, iar din verificările efectuate a stabilit faptul că un bărbat de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția Dichiu către Moroieni, ar fi părăsit partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind efectuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție prin unitatea de parchet competentă. Șoferul rănit reclamă faptul că lipsa parapetelor din această zonă i-a pus viața în pericol. Pe mai multe porțiuni din DJ713 se constată absența parapetelor, iar în zonele unde acestea s-au rupt, nu s-au făcut înlocuiri. Sperăm ca administratorul drumului să se sesizeze în acest caz și să dispună montarea elementelor de siguranță pe acest drum.